dar așa câteva, am vrut mult să mă adresez copiilor, pentru că voi sunteți viitorul țării, dacă o să creșteți frumos, o să fiți oameni valoroși pentru țară. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Despre ce vreau să vă vorbesc acum? Vreau să vă vorbesc, să mă adresez mai mult copiilor. Uitați că a venit și ursuleț aici. Da, ursuleț, mă las să vorbesc, da? Și vreau să mă adresez mai mult copiilor. Când spunem copii, aici încadrăm în special pe cei până la 18 ani. Pentru că suntem copii. De fapt, copii suntem cât timp ne trăiesc părinții. Nu contează la ce vârstă avem, la ce vârstă ajungem. Cât timp ne trăiesc părinții, suntem copii. Uite, la pe ursuleț. Vrea și el răsățat, auzit că vorbesc de copii, uite, vrea băgat în seamă. Da. Și ce vreau să spun? Ce înseamnă copilăria? Cât e de frumoasă copilăria? Știu că mulți dintre voi nu apreciați acum. Știți de ce? Pentru că o trăiți, o aveți. Ei, cu cât o să treacă anii, o să vă fie dor de ea. Indiferent cum ni se pare uneori că e grea, că e, știu eu, suntem nedreptățiți, nu ni se permit anumite lucruri. Nu, dragilor, copilăria e foarte frumoasă. Copilăria rămâne copilărie. Chiar dacă uneori e mai grea. Pentru că în copilărie nu ai griji. Sau chiar de aia ai foarte puțin. Nu te lovești ca oamenii mari de toate greutățile astea, să ai experiența vieții, să privești înainte, să te gândești ce o să faci. Nu, în copilărie toate sunt frumoase. Adică toate sunt luminoase, putea spune. Chiar dacă uneori, na, sunt și situații când copiii o duc mai greu un pic în familie, nu sunt înțelegeri la fel de mari din partea părinților, poate nu se înțeleg părinții cum trebuie, dar copilăria rămâne copilărie. Știu că poate o să spuneți că, na, eu gândindu-mă la copilăria mea, chiar de... nu a fost ușoară. Gândiți-vă, în timpul comuniștilor, când era destul de greu, nu aveam ca acum totul pe tavă. De fapt, nu ne permiteam aproape nimic din ce își permit, din ce vă permiteți voi copiii acum. Să avem jucării, dacă ni le făceam noi. Ne găseam noi să cioplim din lemn ceva, să facem. Deci nu exista. Am putea spune jucăriile noastre erau cele vii. Aveam acasă animale, aveam moi. Primăvara aveam miei, aveam vacă, aveam purcei, aveam câini. Toate astea ce intră într-o gospodărie a omului la țară. Și erau jucării vii, care trebuiau îngrijite, hrănite, curățate acolo locul. Toate astea, da. Deci joaca noastră era un fel de responsabilitate. Trebuia să te duci în graj, să ai grijă de animale, să le îngrijești. Deci era un fel de joacă care te călea pentru viață. Nu ca acum totul jucării din pluș, de nu știu ce, le arunci la un moment dat că vrei, nu mai te-ai săturat de copilărie. Să mă adresez acum cu ce să încep? Cu băieții. Văd atâtea și ei acum, prea de vreme, vă băgați în lumea asta virtuală, cu telefoane, cu toate astea, și nu vă mai trăiți copilăria. La fel și la fete, același lucru se întâmplă. Ajungeți să nu vă mai bucurați, să nu vă mai întâlniți copiii, să jucați un fotbal, să vă jucați, să vă consumați energia, să vă bucurați unul de altul, să discutați unul pe altul cu altul, dar fără să deprindeți lucruri care vă păgubesc. Că mulți acum încep cu fumatul de mici, după aceea chiar cu băutura, drogurile.
că știți, adică vin cu să, așa, tentație. Hai că ce are dacă iei și tu un pic? Sau, păi, dar ce ești prost că tu nu iei? Sau, uite, că nu ești mecher ca noi, că noi fumăm, noi bem, noi ne drogăm. Să nu faceți lucrul ăsta. În lucrurile bune să-l încercați, nu cele rele. Că asta e o prostie, că după ce începe un lucru rău, contribuie și diavolul. Și tot mai rău, mai rău, până te distruge. După aceea, jocuri de noroc, cum cresc un pic mai mari, tentația de a câștiga bani. Și iară distrugere. Nu, banul ăla care îi muncit sau ți-l-o da părinții sau așa, ăla-i bani care poți să faci ceva cu el. Nu cu nădejdea că o să câștigăm și o să facem. Nu, niciodată. Aveți grijă cu asta. Că vă autodistrugeți. Și încercați să vă bucurați, cum am spus, de copilărie. Nu vă grăbiți să vă maturizați. Încercați, în limita care puteți, să vă terminați școala. Să învățați. Îmbinați și jocul, și responsabilitatea, și învățatul. Adică încercați să trăiți frumos, dar încercați să vă consumați energia fizică. Adică nu stați acolo pe internet până nebuniți și după aia sunteți nervoși. Că asta vă face rău. Cum am spus, alergat, jucat fotbal, cel mai bine care sunteți la oraș, la un sport ceva, oricare ar fi, unde se consumă energia după școală, tot timpul. Să fie un sport ceva. Pentru că tentațiile sunt mari acum. Încep de pe internet de acolo. Și vă distrug, măi, vă distrug, nu vă mai bucurați de copilărie, ajungeți la dependență și dependența sfură bucuria copilăriei. Să mă refer și la fetițe acum. Iar o tendință, o tentație, o tendință așa spre ce, spre maturizare. Văd pe internet, vedeți acolo că prezintă moda, că se vopsesc, că fac și vreți și voi. Dați deoparte jucăriile copilăriei și vă băgați în astea. De ce? De ce atâta grabă? O să vă săturați și de rujuri și de toate astea. Când o să ajungeți voi mari, ar trebui niciodată să ne ajungeți la ele, dar să zicem, măcar bucuria asta a copilăriei să rămâie. Să rămâie asta și să vă bucurați de ea. Nu căutați să vă maturizați, să vreți să vă îmbrăcați ca cele care fac reclamă pe internet și așa mai departe, nu. Frumos, lejer, o îmbrăcăminte lejeră, ca să te poți juca, să poți alerga, să poți tot o îmbrăcăminte cuvincioasă. Nu trebuie să ieși în relief când ești copil, ce vrei să arăți, ce vrei să prezinți, ca fetiță. Fii fetița aia care se bucură, care are și acasă un ursuleț de pluș, un ceva cu care se bucură, așa, nu e o rușine asta. După aceea, care sunteți la țară, în natură, în toate astea, bucurați-vă, alăturea de părinți, în special fetițele, încercați pe alăturea de mama, pe la bucătărie, să învățați de toate acolo. Nu contează, cât puteți, voi mai băgați mânuțele pe acolo, mai ajutați, dar învățați. Că dacă creștiți învățând, o să ajungeți la 14, 15, 16, 17 ani să puteți face orice în cadrul bucătăriei. Te poți descurca în viață, orice unde ai fi. Nu stai și te gândești că nu știu să fac o mâncare, nu știu să mă descurc, că anii trec și nu știi ce îți rânduiește viața. Învățați, învățați cât puteți pe lângă mama tot ce se poate. Și acum să mă refer și la băieți și la fete. Nu vă luați în cap că voi știți totul, pentru că nu știți. Oricât e capabil ați fi, cât de genii ar fi, ați fi, ați cunoaște, ați învăța bine la școală, nu aveți cum să știți, pentru că nu aveți experiența vieții. Părinții, bunicii au experiența vieții. Și știți ce înseamnă asta? Înseamnă că au trecut prin multe lucruri. Și când îți spun ceva, îți spun ceva care o trecut, nu ceva care nu a trecut sau așa. Deci ceva care s-a lovit, poate a făcut greșeli în viață. Poate, cine știe, dar o trecut prin ele. Și să nu vă fie rușine ca să-i întrebați. Tată, mamă, tu cum ai făcut la timpul tău? Uite ce am de gând, ce aș vrea eu să fac? Ia spune din experiența ta. Ca să nu dau cu capul să mă doară mai târziu. Sau mai ales la bunici, care au adunat o experiență. I-au adunat-o prin și timpul vechi, a comunismului,
greutăți, au o experiență. Voi nu vă dați seama ce valoare are experiența bătrânilor. Să-i întrebați, ca și copii, tot timpul pe lângă ei. Când au zis ceva, ciuliți urechile să învățați. Iar ca băieți, mai ales, când vedeți că se face ceva, se meșterește ceva de tata, de știu eu, careva în familie sau de alții, duceți-vă și profitați, dați-vă pe aproape și folosiți-vă. Încercați cât puteți de mult să învățați. Pentru că dacă înveți, te descurci oriunde. Oriunde te-ai dus, nu mai mergi, chiar de faci o școală și nu mai mergi în domeniul cealaltă. Știi ceva imediat, să legi repede, să ocupi acasă, să o stricat ceva, știi să repari, să faci că ai învățat. În orice domeniu, învățați. Adică nu disprețuiți când vă spune ceva, măi, ia și tu o leacă, lasă-mă că eu vreau să fac, nu știu, stau pe internet. Nu, stai pe lângă tata acolo și vezi ce face el. Și atunci ai să vezi că ai să ajungi să înveți anumite lucruri. Chiar numai uitându-te, sau uneori chiar punând mâna și ajutând un pic la ceva, la bătut un cui, la repara ceva, la tăia ceva, tot timpul, la ceva anume. Deci ajungi să înveți și nici nu-ți dai seama cât de mult îți prinde mai târziu. Eu la timpul meu mi-a plăcut să învăț mult. Să învăț, nu mă refer la școală aici, când am fost prea grozav acolo, dar pe unii vedeam cineva că face, mă uitam și eu. Și uitați acum când am venit aici în Athos, cât de bine mi-au prins. Pot să construiesc, cum se zice, o casă de jos până sus. Că am văzut și după aia am pus mâna și am făcut și eu. Adică în orice domeniu am o idee care am văzut că face, am stat pe lângă ei. Să mai învăț, după aia unii mi se părea că nu-i bine să întreb de ce au făcut așa, să-mi dau seama după aia dacă au greșit sau nu. Deci toate m-au ajutat în viață. Deci, cum am spus, să învățăm tot timpul din tot ce este în jurul nostru. Pentru că anii trec și o să ajungeți să creșteți mari. După copilărie o să vă pare rău. Copilăria rămâne copilărie și de asta am spus, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Lăsați-o să curgă frumos cum vine ea. Cel puțin până la 18 ani, când termini un liceu, să rămâi copil. Să te bucuri. Să te bucuri de tot ce e în jurul tău. De o floare, de o plantă, de un copac, de o pasăre, de un animal, de o persoană, de prieteni. Să te poți bucura să trăiești copilăria, nu virtual, să o trăiești pe viu. Dacă ești la țară, mai ales în natură, disculță cât de mult. La țară, mai ales copiii, eu toată vara umplam disculță. Doar la școală, la biserică și, știu eu, iarna încălțat, restul disculță. Să călești organismul și altfel simți, te bucuri, calci pe iarbă, pe pământ. Da, și cum a spus cei de la oraș, încercați să faceți un sport ca să puteți să vă consumați energia și evitați cât de mult puteți telefoane, internet, că încetul vă distruge. Și nu vă lăsați luați de val, de prieteniile celea care îi se pare că sunt jmechiri ei pe la școală, pe nu știu, unii prin cartier, prin sat sau nu știu, pe unii pentru că fumează, pentru că fac altele și cumva nu te acceptă acolo dacă nu faci și tu la fel. Nu-i nevoie să fiți în prieteniile celea, să-i aveți prietenii pe el, nu-i nevoie, rămâneți voi originali, rămâneți curați, frumoși, lăsați-i pe ei, că o să vedeți unde ajung cu toate astea mai de târziu, că am cunoscut și-o în viață. O rămas, o ajuns la o vârstă, bețiv, fumător, drogat și-o distrus viața, n-o putut face o familie din cauza că erau șmecheri la timpul lor. Deci să nu încercați să imitați pe alții sau să tânjiți să vă rugați să vă accepte în anumite anturaje, că altfel vă se pare că rămâneți pe din afară. Nu. Dacă rămâi cum trebuie, tu ca fetiță sau băiat, corect și bun, o să-ți caute ei prietenia ta când au de greu. Deci nu vă lăsați influențați de tot ce e rău din jur. Și întotdeauna cu sfat și alt lucru, nu fugiți de biserică. Duceți-vă în fiecare duminică, chiar de uneori vii greu, preferați alte lucruri, duceți-vă, că nu vă dați seama cât ajutor primiți de la biserică, la Sfânta Liturghie, acolo. Stai și te rogi tu cum poți, ca și copil, cât ești mai mic, mai mare, îi spui lui Dumnezeu, Maicii Domnului, tot ce ai tu pe suflet, în mintea ta, nu trebuie să te audă nimeni. Vorbești și îi spui, Maica Domnului, te vreau și eu în viață să fac asta, sau așa, Doamne, vreau și eu cu tare să mă ajut, să mă luminez, uite, la școală, nu prea învăț acolo, ajută-mă, luminează-mă, examine,
altceva, știu eu, trec anișori, încep să ajungi în col, 15-16 ani, încep ca fetiță să-ți placă un băiat sau invers, să dorești tu cu tare, mare atenție în toate astea, toate cu răbdare, fără așa, și să le spunem întotdeauna lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Și după 7 ani încolo, îi bun câte un pic la spovedanie. Le spus acolo, prostioarele ce le faceți acolo, să mergeți să le spuneți la părintele, uite părinte, am făcut și eu asta, am făcut asta, că el vă dezleagă și vă ia toată greutatea aceea și vă bucurați din nou de copilărie, de tot ce e frumos. Încercați, încercați cum, iar mă repet, să rămâneți copii și să vă bucurați de copilărie. Și nu deja de la nu știu câți anișori să vrei fustă de două palme, să vrei nu știu ce, că ai văzut la reclame. Nu și are rost. Lasă. Nu e nevoie să arăți la cea lanț că trupul tău e mai frumos sau... Nu. Lasă că o să vii timp și pentru asta. Cum am spus, bucurați-vă de ce e frumos, de ce e curat și de câte ori aveți ocazia, stați de vorbă cu părinții, cu bunicii sau cu oameni bătrâni, care îi vedeți așa, poate abandonați de alții. Duceți-i și ajutați-i, se duc o sacoșă, când se întoarce de la piață ceva, și întrebați-i, bunică, bunicule, ia spune-mi și mie, cum ți-ai trăit viața? Dăm și mie un sfat, ca și copil, ca și tânăr, cum să fac eu să nu greșesc? Faceți lucrul ăsta că o să vă folosiți mult și o să vă rămâi sfaturile alea în viață. Nici nu știți când vă loviți de greu și o să vă amintiți de ele. Pentru că au valoarea lor bătrânii. Nici nu ne dăm seama. Și eu mi-amintesc de bătrâni pe timpul vechi, în afară de bunica, cât îi povestea. După aceea de un bătrân acolo care era paznic, vinea seara și mergeam toți copiii, stăteam alături de el și ne povestea multe și ne bucuram de toate amintirile lui, așa trăite de el, ca om care, cum se zice, lăsa viața în urmă. Ce să vă mai spun eu, să vă dau un pic de curaj. Indiferent să știți un lucru, cu oricât de grea ni s-ar părea viața, așa cum o priviți voi cu ochișorii voștri, cu mintea voastră, cât înțelegeți, să știți că viața e frumoasă. Niciodată să nu renunțați la viață. Vedeți, mai sunt copii care nu li merge ceva, se aruncă de nu știu unde, nu știu ce fac, niciodată nu se merită. Permanent există un început nou. Adică există permanent o șansă nouă. Orice am greșit în viață, orice am făcut în viață, oricât de greutăți am dat, ne-am lovit, am fost asupriți, nedreptățiți, nu contează. Întotdeauna o să deschidă o poartă și pentru noi, cum se zice, vine soarele și pe strada noastră. Dumnezeu totdeauna ne așteaptă și ne oferă o nouă șansă de care să ne bucurăm. De asta, adică permanent, oricât de greu vă este, nu renunțați la viață. Dacă chiar nu mai puteți, fugiți la un părinte, la un preot undeva, să-i spuneți necazul, să vă spovediți, să vă fac o dezlegare, să vă puteți bucura. Deci, să vă reveniți, cum se zice, din toată starea care, că fiecare trece ca om prin anumite stări. Și de asta să-L avem pe Dumnezeu alături. Și să aveți totdeauna o cruciuliță la gât. Nu știți câtă putere vă dă. Iar când plecați de acasă întotdeauna, Doamne ajută, Maica Domnului ajută-mă. Și dacă puteți, într-o buzunăriel acolo, să existe o iconiță a Maicii Domnului. Că știți cum e, ai iconița acolo, momentele grele și la școală, dacă ceva te asuprește altcineva, dacă nu știi ceva, ai strâns acolo, cum se zice, la buzunărielul tău, la iconița Maicii Domnului, ai pus mâna, Maica Domnului, ajută-mă. Și vezi cum Maica Domnului intervine imediat. Deci să cerem ajutorul, să o aveți pe Maica Domnului ca mamă permanent, să știți că ea niciodată nu este prea ocupată să nu vă poată ajuta în orice situație alături. Și de asta să strigați la ea că nu vă lasă niciodată. Ea e cumva adevărata mamă. Aveți mama care v-a născut, dar Maica Domnului deasupra la toate. Să o iubiți mult pe Maica Domnului și să-i ceriți ajutorul. Și cum v-a spus, nu vă grăbiți să vă pierdeți copilăria. Bucurați-vă cât mai mult de ea, că o să aveți timp de ajuns să fiți și maturi, să dați, cum zice, piept cu toate grijile vieții.
Ce să mă necăjească-ți în țară, e spre seara acum. De asta. Și încercați, adică, să gustați viața frumos, zi de zi, clipă de clipă, cu ceea ce oferă ea în jur, în familie. Discuții cu mama, cu tata, jocuri împreună cu ei, provocații pe ei, spuneți-le să mai dați, când stau ei la televizor sau în internet, măi, mai lăsați asta și jucați-vă cu noi, hai mai povestiți-ne ceva din viața voastră, cum v-ați cunoscut, cum v-ați îndrăgostit voi, povestiți-ne și nouă să știm cum e viața asta, adică să le cereți să vă povestească din experiența lor. Și să vă, să-i scoateți o leacă, dacă nu se iei cum trebuie, zicem așa, să vă timp de voi. Să inventați diferite jocuri împreună, să mai ieșiți dacă sunteți la oraș, în special duminică după amiază sau weekendul complet, așa, să plecați undeva, pe la o mănăstire, pe la munte, pe undeva, să vă bucurați o leacă de aerul curat. Nici nu știți cât oxigenează mintea, hrănește inima, plămânii, tot aerul curat. Să o luați pe jos, așa, uneori, câte un munte de asta împreună, vă luați un rucsăcel în spate cu ceva acolo, un pic de apă, și să o luați pe jos, fără telefoane. Tata și copiii, cu mama, dacă se poate, să urcați să vă bucurați de ce o crea Dumnezeu. Că toate sunt așa de frumoase, că nici nu ne dăm seama. O crea Dumnezeu, putem spune, o lume atât de frumoasă, mediul nostru înconjurător atât de frumos, numai să știm să profităm de el și să ne bucurăm, că altfel o să ne pare rău. Dar, dragilor, copilașilor, indiferent ce vârstă aveți, să nu uitați cele ce v-am spus până acum. Lăsați-le toate la timpul lor să decurgă. Și profitați de anii ăștia frumoși, că nu vă mai întâlniți cu ei. Vedem, sunt timpurile cum sunt și o să aveți timp de griji, timp de modă, timp de unghii lungi sau știu eu. Nu, încercați acum să fiți cât mai simpli, îmbrăcați cât mai simplu, așa, lejer, să poți alerga, să poți cu tare. Încercați fără să fiți împachetați, cum se spune, să tu copil să nu te poți juca, să fii nu știu ce, ori cu haine strâmte, nu te poți mișca. Vopseli, unghii lungi, să nu poți să te joci alea împreună cu alți copii din cauza unghiilor, nu astea. Sau băieți, încep să crească, să depileze, să facă, nu așa ceva. Creșteți bărbați adevărați, nu pitocuri. Lăsăm asta deoparte. Băi, ești fetiță, ți-a făcut Dumnezeu fetiță, fii feminină, fii o copilă frumoasă care crește frumos și bucură-te de copilărie, băiat. Fii un băiat de ăla care își asumă, cum zice, viitorul, ca bărbat, ca așa, să crească băiat cum trebuie, nu să devii feminin, nu și-are rost. Când totdeauna la o femeie place bărbatul să fie bărbat, dar la un bărbat, femeia să fie femeie, adică să aibă să-și păstreze cum a făcut-o Dumnezeu. Da, dragi mei copilași, cum am spus, aproape de Dumnezeu, să nu lipsiți nicio duminică la biserică, să vă spovediți, să vă împărtășiți și să fiți buni cu cei din jurul vostru. Să nu fiți mândri, disprețuitori, nu. Să fiți buni cu toți. Și cu colegii voștri la grădiniță, la școală, mai departe, știu eu, la liceu. Cu respect. Dar să nu mai intrați în anturajele care nu sunt buni. Pentru că astea distrug. Și atunci, în felul ăsta, fiind bun, mai ales cu bătrânii, să-i puteți ajuta pe stradă cu ceva, vedeți amărâți, duceți, întrebați, ai nevoie de un pic de apă, ceva, îl ajuți o leacă să-și ducă bagajul, ce puteți faceți bine? Că toate astea o să se întoarcă vouă mai târziu, o să vă răsplătească și Dumnezeu, dar în viața voastră, când dați de greu, întotdeauna o să vă scoată oameni care să vă ajute. Da? Încercați să vă faceți viața cât mai simplă și atunci devine cât mai frumoasă. Cam astea am vrut să vă spun, nu m-am gândit dinainte, ci mi-a venit în minte, poate sunt multe de spus, dar așa câteva am vrut mult să mă adresez copiilor, pentru că voi sunteți viitorul țării, dacă o să creșteți frumos, o să fiți oameni valoroși pentru țară. Uitați, și ursuleț, am vrea să bage în seamă, am văzut că eu vorbesc aici, ce-o zis, dar pe mine nu mă bage în seamă, am și eu trei motănie aici, ursuleț, tigruleț și jaguarul. Deci ăștia au crescut mai mult lângă mine, dar nu-i ținim în casă, nici nu-i permit în brațe.
Dar acum zic, hai, lăs să-l vedeți voi, că vezi că repede caută să bage în seamă. El ursuleț, așa îl cheamă pe asta. Deci a fost cumva cel mai apropiator unde mă duceam în pădure după mine. Le-am făcut o cușcă afară la lemne acolo, să aibă și ei unde sta. Restul nu în casă, noi nu obișnuim asta cu animalele în casă. Nu, în casă e făcută pentru om. Animalele face o cușcă frumos afară, o căsuță afară, unde să aibă locul lor. Nu trebuie să ajungi să formeze cumva o dependență de asta, adică să-ți dai viața peste cap din cauza animalilor în casă, ceartă din cauza lor, nu. Deci ele au locul lor, le iubești, le așa, dar fără să ajungi să îți distrugi tot în jur cu cei dragi din cauza animalilor. Nu trebuie să ajungă acolo. Eu acum l-am lăsat pentru voi, ca să-l vedeți și voi. Da, dragilor, hai că acum vă las și eu, din țânțari iară, să vă ajute Maica Domnului, să vă dea putere și să nu uitați ce v-am spus. O să vă prindă bine în viață, în momentele grele, în momentele așa, o să vă amintiți de cuvintele astea. Și în primul rând, ce vreau să nu uitați, să nu uitați de Maica Domnului, să strigați la ea în orice moment al vieții. Ea o să vă ajute. Da, copilașilor? Și bucurați-vă din nou de copilărie, cât de mult puteți. Nu vă grăbiți să vă maturizați. Doamne ajută, să ne ajute Maica Domnului. Gata, ursuleț, să ajunge. Am terminat. Uite, mai am plut de praf. Te-am lăsat spiștul vedetă, da? Ce îi place lui să-l las așa când stau eu pe arbă, să vii să cuibărească un pic. Acum i-am permis în brațul. De obicei îl las la picior așa. I-am permis un pic, zic, hai ca să-l vedeți și voi. Da? El e vedeta, deci. Bine, ursuleț, gata, am terminat. Hai, să ne ajute Maica Domnului copii. Gata, hai, dă-te jos, mai împlușă de păr, de acum trebuie să mă scut. Uite, gata, să ajungi ursuleț.